Salutare și bine ați venit pe canal! Astăzi o să vorbesc despre Social Blade, ce este Social Blade și de unde vin banii pe YouTube. Păi să intrăm pe Social Blade, pe canalul meu, să nu fie probleme. Așa, acesta este site-ul. Avem aici numărul de încărcări. După cum se poate vedea, numărul de subscriberi, totalul de vizualizări al videoclipurilor, țara, canalul, ce tip de canal este. Și aici când s-a creat contul. Aici mai avem rankul, adică pe ce loc ești în Social Blade. Acum na, fiecare are un anumit rank. Și la subscriberi avem tot așa. Și la video numărul de vizualizări. Bun. Păi, în concluzie, Social Blade este un site informativ despre vloggeri, care știe fiecare CPM de la orice țară și estimează valorile de venit minime și maxime pe lună sau pe an, după cum se poate vedea aici. Valorile minime reprezintă țările cu putere de cumpărare mică, cum sunt România, Moldova, Ungaria, etc. Iar valorile maxime sunt țări cu putere de cumpărare mare, cum sunt țările din Nord, Norvegia, Finlanda, America, Canada, etc. Așadar, acest site ne arată sau estimează cât câștigă un YouTuber pe lună sau pe an, după cum am spus. De asemenea, cel mai important lucru pe acest site este numărul de vizualizări pe ultima lună, după cum se poate vedea aici. Pentru că de aici vin banii pe YouTube. Bun, acum poate vă întrebați de unde vin banii pe YouTube. Păi banii pe YouTube vin în mare parte din reclame, din colaborări. În ultimii 3 ani, tot mai multe companii se îndreaptă spre mediul online pentru a-și promova serviciile și pentru a vinde produsele sau serviciile la televizor. Pentru că din ce în ce mai puțini oameni se uită la televizor și din ce în ce mai mulți oameni se uită la platformele online, cum este YouTube, Twitter, Facebook, etc. Cel mai bine plătite sunt reclamele video pe care apar în timp ce vă uitați la un videoclip pe YouTube, pe care le puteți urmări sau sări după 3 sau 5 secunde, depinde. Ca să aveți, evident, ca să aveți reclame în videoclipuri, trebuie să aveți activată monetizarea pe YouTube, adică să aveți minim 1000 de abonați și să se fi uitat la canalul dumneavoastră minim 4000 de ore în ultimul an. Ceea ce pe canalul meu încă nu este cazul, după cum se poate vedea și aici. Așa, dacă vă place un anumit canal și doriți să îl ajutați să câștige mai mulți bani, vă puteți uita la reclame, în așa fel acel canal va câștiga o anumită sumă de bani. De ce sunt așa mari diferențe între cât câștigă un YouTuber și altul? Păi, după cum am spus mai sus, diferă din ce țară sunteți urmărit. Dacă este din America, o să aveți o anumită sumă de bani. Dacă este România, la fel, o să aveți o sumă de bani mult mai mică față de America. Ce am uitat să menționez, ce este CPM-ul? Păi CPM-ul este costul per 1000 de vizualizări pe ultima lună. Ce să vă mai spun, în caz că nu găsiți un anumit canal, o să vă las în descriere un link cum puteți găsi orice canal pe Social Blade și cam asta ar fi videoclipul. Dacă v-a plăcut, mă puteți ajuta cu un like și un subscribe. Și ne auzim la următorul videoclip.